Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou sezon din Mondeni. Nu-i așa că n-ați văzut filmul Până și vulturii merg la frizer? Îl veți vedea în această seară la Mondeni în premieră mondială. În rolul principal, vulturul Becali. Bună ziua! Bună ziua! Ce surpriză, domnul Becali, și ce onoare, domnul Smărândescu! Salut, mâna! Dați loc! Aici? Acolo! Se poate cumva un autograf? Bineînțeles, la toți fani. Pentru Rodica. Da. Mulțumesc, mersi frumos. Mulțumesc. Ce vă servim, domnul Becali? Un frezat, un tuns, un nimic. Ras? Nimic. Lipsă zero, pauză. Păi și atunci de ce ați venit la frizerie? De ce am venit la frizerie? Am venit la frizerie? Ca și am vrut eu, ca să le fac o aroganță, să-mi las mustață. Să aibă ăștia ce să comenteze talk show-uri și a lăsat vulturul pe care-i mustață. Uite așa, puțin păr să-mi las. Clark Gable, uite așa, Clark Gable. Asta mi-a plăcut, când era mic. Am lucrat niște brâză dimineața și vine seul de la The Wire. Când era mic, Clark Gable, mustață. Dar de ce vreau să vă lăsați mustață, domnul Becali? Ce vreau să-mi las mustață? De ce vreau să-mi las mustață? De ce vreau eu să-mi las mustață? Da-aia! Că uite că a răspuns ca Moromete, că eu pe lângă bani sunt și intelectual. Moromete a cinit. Ca să-i crească popularitatea, că am scăzut în sondaje, știți cum e. Te-a întrebat cineva, băi, Hahalero? Hai, mustață să fie atunci, domnul Becali. Ia. Hopa. Asta e mustața? Asta e antiseptica mustață. E curată? Foarte. Păi și acum ce facem? Stăm de uităm unii la alții, așa? Așteptăm să crească mustața, domnul Becali. Smărândescu, mai îmi dai și mie un autograf? Normal. Hai. Unde pleci, Smărândescu? Semnez în cartea de onoare, prea repede, unde pleci. Hai să nu stai mult. Bună seara, București, bună seara, România, sunt Andreea Esca. Și Mircea Solcanu, la naiba. Și vă prezentăm știrile cretinoide, știrile cu și despre cretini. Hello, împunei. Un tractorist din Curtea de Argeș a fost arestat sub acuzate de trafic de stupefiante. Hello, la naiba, auzi colo. El ascundea heroina punând pliculețele în curtea casei părinților săi sub o găleată. Heroina a fost descoperită ca urmare a curiozității unui vecin indiscret. Vecinul a crezut că drogurile sunt făină. Hello, ce funny. A făcut cozonat și a petrecut un Crăciun suspect de vesel. Hello, la naiba. Un ocaz de dispariție a pus pe jar poliția sătească din Bulbucat, județul Bihor. Prostituata satului, Agripina Lodoloi, a dispărut fără urmă și toată lumea, în special bărbați, o caută cu înfrigurare de 3 zile. Principalul suspect este concubinul acesteia, Cristian Troacă, polițist în comună. Vom reveni cu amănunte. Vei reveni tu că eu plec acasă, la naiba. O bătrână în vârstă de 86 de ani din București a capturat un infractor care încerca să-i fure poșeta fiți pe fază. În pui mei că e foarte tare asta. La fața locului se află Sorin Ovidiu Bălan. Sorin, ai legătura, la naiba. Bună ziua, stimați telespectatori! Sunt Sorin Ovidiu Bălan și ca de fiecare dată și de obicei mă aflu în mijlocul infracțiunilor, acolo unde se întâmplă ele, oriunde ar fi. Priviți acest host de buzunare, această scursură a societății care a încercat să prădeze o bătrânică cinstită ca și dumneavoastră, plătitorii de taxe și impozite, contribuabilii români, numai că această bătrânică nu s-a lăsat prădată de această scursură a societății, cunoscută în lumea hoților de buzunare ca fiind host de caraiman. Dar nu mă mai și gripăi, nene! Taci din gură, scursură a societății. Aș vrea să vă întreb, stimată bătrânică, cum s-au întâmplat lucrurile. Venând de la piață, maică, și am simțit așa în spatea lovitură. Stai! Ce-ai vrut să-mi fure poșeta, maică? Auziți, stimați telespectatori, ce nenorociri se întâmplă în capitala României, și anume Bucureștiul. Vă rog să ne detaliați faptele, doamnă bătrânică. După care m-a aplicat o corecție să mă țină minte un Tatohami Kushimoto și un Shakerunu Tsukubibi. De ce nu te duci, mă, la muncă, că am pensie de 3 milioane, a? Mai da, mamaie! Mamaie, măta, eu sunt doamnă! Doamnă bătrânică, vă rog să mă iertați. Dar vreau să spuneți telespectatorilor noștri, plătitorii de taxe și impozite, contribuabilii români, cum vă mențineți într-o asemenea formă la cei 86 de ani,
Probabil că este vorba de alimentație. Ce alimentație, maică, nu? Sex, toată ziua sex și karate. Ha! Am centura neagră și la sex și la karate. Iertați-mă indiscreția, dar cu cine faceți sex? Cu cine apuc, maică? Mă, ta ești liber de seară? Sunt Sorin Ovidiu Bălan, ține-ți aproape. Dar mulțumim, Sorin, ai grijă de tine. Cineva are întâlnire în seara asta, ai grijă, Sorin nebunule. Pentru a comenta aceste fapte absolut reprobabile, l-avem invitat în studio pe purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, domnul Cristian Ciocan, la naiba. Domnule Cristian Ciocan, ce ne puteți declara? A fost Cristian Ciocan, de la Poliția Capitalei. Acestea au fost știrile din această seară. Andreea Esca și Mircea Solcanu la naiba. Vă spun bună seara. Și nu uitați, spuneți nu drogurilor. Hello. Hai tu că a fost bine. Am fugit la saună. A, nu! Nu, n-a venit Crăciunul, nu. E doar George Becali care și-a lăsat barbă. Uite cât a părut pe sufletul meu, parcă au trecut 1000 de ani. Foarte bine. Stai, ce faci cu briciul ăla? Haideți, domn Becali, sunt profesionistă, ce Dumnezeu. Băi, termină cu briciul, am fobie de brici. Haideți, domn înțeles? Becali, hai. Zbărădescule, ia atitudine, ce faci? Gata, șeful. Băi, stai, stai, băi, ce, băi. Taie! Ce spuneți, domnul Becali, vă place? Da, merge. Ați văzut că v-a fost frică degeaba? Da, ai dreptate. Cine n-a pus mult sânge? Doamnelor și domnilor, să vedem împreună cum arată o dimineață obișnuită în cea mai cunoscută familie din România. Familia Icoana. Hai, tăticule, trezirea! Ce? Ia. A, cipicăul de ăla cu lapte, dă-mi coaie, dă-mi coaie. E bun. Bună dimineața, soare! Bună dimineața, tată socrule! Și nu în ultimul rând, bună dimineața, nevasta mea iubită, Frigo. Adriana! Bună dimineața, Frigoana! Aici erai, mamă soacră? Da! Ia, uite, domne, se pare că subconștientul meu refuză să te vadă! Da! Auzi, Frigoana? Ce poftești, mamă soacră? Așa te duci tu, copii? Să-și bată joc de pensionari? Care pensionar, bre? Care pensionar, bre? Mă, ta ești pensionar? Da. Vrei să-ți dau exemplu de pensionar? Uite aici! Vrei? Te dau exemplu de pensionar? Veteran de război, cum era vrei cu Stalingrad? Și bine. Așa, ia auzi! Auzi ce înseamnă pensionar? Pensionarii care stau la cozi, mamă soacră, de la 4 dimineața să ia compensate! Și mă, ta, în timpul ăsta ce faci? Uzurești pe banii lui Ginerito! Ce vorbești, Prigoana, mămica, are banii ei? Da. Are banii ei? Da. Poți să ne spui și nouă, uite, mie și tata socru, că suntem foarte curioși. Ce mănânci acolo, mamă soacră? Mamică, jambon de bouillon avec sos remoulade și cu două roșii. Ce ne cu un fel de șuncă, bre. Păi vrei să spun ceva, mamă soacră, să vezi cât de nesimțită ești? 3 felidare înseamnă 4 pensii de alematare! Ei, lasă, Prigoana, să fii tu sănătos, să-i îndrătiști pe mămica și pe tăticul, că și așa vrei să iei apartamentul din Barthelimon. Da, să fiu sănătos, am picior de lemn, sunt handicapat! Prigoana, tu n-ai picior de lemn, tu ai cap de lemn! Hai că a fost bună! Fie, tatăl sucru, fie. Mamă soacră, dama ta, ce fel de cap ai, eh? Dacă vrei să știi, Prigoana... Așa... Pentru cultura ta generală, na. Eu sunt foarte inteligentă. Na. Prigoana, habar n-ai tu că mămica a fost olimpică la școală. Oleo, ai fost olimpică, mamă soacră. La ce materii? Aia că spun eu, la educație fizică și sport. Tăticule! Ia să-i costură cineva. Vă dați-i un șervel, omul ăsta, chiar de nesimțite sunteți. Adriana, dă-i un șervel.
Te ajută cu mulțumeia la gură! Imediat, imediat! Ia, taticule, vină în coace, ia! Ia, babețica! A, nu încoace, că mă știe cu... A, excelența! Sir, iată, domne, punctual ca întotdeauna cu un adevărat englez, ea este clienta, mamă soacră, lasă jambonul jos, ridică-te în picioare, o mică surpriză. Prigoane, goana! Ce le-ai facem acum? Mamă, măsoară! Băi, îți vedem a zis, măsoară de 10 ori, tăi odată, băi! Hai! Nu, așa, nu. Asta a fost tot, excelență, o plăcere ca întotdeauna. Te rog, nu, nu pleca așa, pleacă așa. Și data viitoare, tot la tine apelez. Deci ce-a fost asta, Prigo? După rânjetul de satisfacție de pe fața mamei soacre, cred că a fost o surpriză plăcută. Da. Dânsul era de la pompe funebre. A venit să ia măsuri pentru sicriu. Ce glume faci, Prigoana! Dar nu e deloc o glumă, mamă soacră. E un lucru foarte serios. Ești prima din neamă, Prigoană, care nu va fi pârpălită, adică incinerată, ci înhumată. E un eveniment, nu? Auzi, Prigoana? Ce poftești? Javra ta mi-a mușcat pisica. Da? Și ce vrei, să se babardească? Ce mă sprigoane, iartă-i de mămica? Nu, de cățel. Dar pe socrule, ai bani de țigări? Nu, de acum, că nu dă nimic asta. Ia de aici, vei, palmează-le. Nu, nu, nu te bani. O, dragele mele, mamă soacră, da. Eu acum voi pleca. Să fac bani ca să mai mănânci jambon de buion cu melon. Du-te, du-te. Adriana, unde mi-a lăsat cheile? Băi, că iar v-a spus cheile lângă... Uite-le, vezi că diseară mă întorc târziu. Aha. Asta dacă mă mai întorc. Prigo, du-te, auguri, tată socrule. Gata, am mâncat. Bă, mă duc un pic în par să iau niște aer așa. Mm-hmm. Că dacă nu mai fumez, simt nevoia. Iau niște aer de ăsta curat așa. Mm-hmm. În parc acolo. Vezi că mă întorc mai acolo, că mă duc să joc niște așa coronele acolo. Du-te, du-te! În parc acolo, mă duc cu ea, cornie, în parc acolo. Aer curat! Bună seara, stimați telespectatori! Sunt Ion Dolănescu, celebru cantautor și reprezentant de seamă al folclorului românesc, Romanian Folkloration, mă! Yes, yes! Da, da, taci din gură! Stimați telespectatori, probabil că vă întrebați ce se află în dreapta mea. N-o să ghiciți niciodată, e un om. Numele lui este Michael Jackson. I love you, heal the world. Fiecare cu obsesiile lui. După cum bine știți, dânsul a fost o mare celebritate la un moment dat, însă acum a rămas doar o ruină din el față de mine, care iată sunt verde și mereu tânăr. King o să of va... pop, ce? Pop. Popcorn, mai încolo. Stai, acum shut up, shut up. O să vă arăt, stimați telespectatori, ce a mai rămas de marea vedetă. Let me show. Hey! Nu, let me... Hey! Mă, uite, children. Children? Da. Iată, stimați telespectatori, acesta este nou Michael Jackson. O ruină. Uitați-vă în ce se mai ține fața lui. Vai de mama lui. Vai your mother, mă. Uite, scoci pe față. Ce? Oh, scoci. Taci din gură, taci din gură. Uite-te acolo, mă, uite-te acolo. Stimați telespectatori, o să-l întreb acum câte operații a făcut. Mă, how many surgical operations you have? One. Pleacă, mă, de aici cu minciuni. Câte, mă, how many? Two. Mă, uite-te în ochii mei, look in my eye, tell me, how? Three. Hai, taci de gură. Stimați telespectatori, iată că la 25 de ani, după ce mi-a furat Billie Jean, a venit, taci din gură, numai că ești un oț ordinar, stai că te dezintegrezi. A venit momentul, că așa se întoarce roata vieții, să lansăm împreună un album. Zâmbește, mă, smile. Un album de duete. Așa, zâmbește. Pentru că vreau să-l scot din foame. I'm gonna take you out from the hunger, mă. Oh, we're gonna eat tonight in town? Taci, dracu, din gură, uite-te acolo și zâmbește. Smile, smile there. Da, pe acest album, stimați telespectatori, sunt piese mai vechi pe care el mi le-a furat și niște piese mai noi de ale... Dai mă, ia mâna de aici, mă. Spre exemplu, Hanul lui Manuk. Manuk Hans. Oh, Manuk Hans. Să-l și Gretel, da. Taci din gură cu obsesiile tale. Hai să cântăm. Hai la Hanul lui Manuk. Ceamon. Are obsesie cu ceamon. Asta e, nu știu, un prieten de-a lui. În orice melodie îl bagă, spre exemplu, m-am născut între carăpați. Ceamon. Ai de capul tău de obsedat. Stimați telespectatori, eu o să trec peste răutăți și peste faptul că mi-a furat Billie Jean. Ia mâna de aici.
Să lăsăm trecutul. De ce mi-ai furat, mă, Billie Jean? De ce-i furat, mă? Oh, my God! I-a căzut nasul. Uitați ce se întâmplă, stimați telespectatori. Dumnezeu pedepsește plagiatorii. Urmează Eminem. Hilda Ward? Hilda knows, boule, eu de ce aici. Bă, pune-și cu astea doi să nu se mai babardească, că e veri! Ce v-a spus, bă, Sinatra din ea, bă? Madonna! Dracu, să n-are barieră! Atunci o să babardă! Babardiți-vă de vădre! Iată-l pe președintele Traian Băsescu, venind în biroul său oval de la Cotroceni să conducă România. Sperăm că n-a băut nimic înainte să o conducă, că vorba aia, țara nu-i ca mașina. Ah, asta-i de decor mereu. De când vreau să o fac pe asta? Alo? Casa Poporului? Cu poporul, vă rog! Ești penibil, Băsescule. Nu ți-e rușine să-mi spui așa ceva? Penibilule ce ești! Sunt președintele României, domnule! Du-te în pana mea! Hei! Fii atent ce spun acum și spun pentru ultima oară. Dacă nu erai cadou de la nevastă mea, de mult aș fi împușcat. Iar bei, te spun lui doamna Băsescu. Să mă pupi în cur. Te-aș pupa, dar nu mai am loc de Emil Boc. Foarte bună asta, domnule. Hai că te-ai dat pe brazdă. Șase, șase. Vine fita. Lasă-l, dracu, de telefon, că ai venit la tactul! Lasă pupe, tata! Stai jos! Ia zi, fata, tati, ce mămică? Ia, bă, tu n-ai învățat nimic de la tactul! Nu mai spune că ai făcut o prostioară! Învață de la mine, eu nu fac niciodată prostioare, domnule! Eu fac prostii mari, uriașe! Gigantice, domnule! Fac tâmpenii uriașe! Să știi că numai mediocri fac prostioare! Zice, bă! Geanta! Geanta lui Vuitton de 20.000 de dolari pe care ți-am cumpărat-o de la Bruxelles la insistență în lumăta! Aia! De ce am dat atâția bani, Elena? 20.000 de dolari, doamne, iartă-mă! În 90 pentru bani ăștia eram în stare să vând o flotă întreagă! Și până la urmă, pe cât ai vândut-o? Hai, taci din gură, dragul! Croncă-ne pe limba ta acolo! Nu cu tine vorbeam, dragă, vorbeam cu papagalul! Nu, nu, nu! Cum să beau în timpul serviciului? Niciodată, dragă! Păi de ce nu spui așa? Rezolvă tăticu imediat! Imediat rezolvă tăticu! Alo! Videanule! Ce faci? Da, băi, fii atent! Schimbă, bă, bordurile, bă! Știu că le-ai schimbat de 10 ori în 3 luni, mai schimbă-le odată, domnule! Ascultă-mă ce spun, înlocuiește-le cu ceva mai moale, cauciuc, gumă, burete! Da, fimea, da. Da, iar geanta așa zgâriat. Auzi, mă, știi ce mă gândeam? Mă, nu putem să punem niște borduri pe senzori, știi? Și să detecteze mașina lui fimea și când parchează să se... Înțelegi tu, da. Hai, te pup. Te, da. Aha, pa, pa. A rezolvat tăticul. Da să pup. Acum pleacă. Hai, nu-mi striga toată ziua. Pa, pa, pa. Tăticul are audiențe cu poporul. Iar poporul al dracului. Hai.
Agripino, să intre poporul. Cine e? Poporul. Intră. Ia uite-o, bă, băiatule, vedeți? Asta e problema cu poporul român, nici să fure nu e în stare! Ziceți ce vreți! Să trăiți bine, domnul președinte. Știți, suntem vai de mama noastră. Nici n-avem după ce bea apă. Hai, nu mai beți apă, beți și voi vodcă. Ne-am vândut mobila ca să ne luăm și noi ceva de mâncare. Ați vândut mobila? Foarte bine, domnule! O să mă vină mai ușor la mutat! Dar trăim de azi pe mâine, n-avem bani. Ia uzi al dracu, dar ce vrei, mă, să trăiești de azi pe poi mâine? Râdeți, mă, am umor? Râdeți! Râdeți, mă! Gata! Cu ce vă ocupați voi, mă? Ce salarii aveți? Eu sunt profesoară șomeră și el e... El e un actor debutant. 4 milioane salariu. 4 milioane de lei?! Și cu vocea asta îmi spui tu 4 milioane! E o vere! 4 milioane, domne, iartă-mă! 4 milioane, femeie! Dar numai întreținerea e 2. Și cât rămâne? 2. 2 milioane! Cu banii ăștia, huzurești, domnule! Dacă ești cum pătat și alu și în stânga și în dreapta, huzurești! Da! Ce să mai facem, bă, pentru voi ca să fiți mulțumiți, găvăzarilor? Cât să ne mai sacrificăm, bă? V-am tras dunși pe asfalt ca să parcați cu 15.000 pe oră. V-am înlocuit bordurile. V-am reînlocuit bordurile. V-am reînlocuit bordurile și voi. Și voi. Găvăzarilor! Nesimțiților, ieșiți afară din biroul meu! Popor nerecunoscător, ieșiți afară! Afară! Băi! Tu ăsta cu sacou în pătrățele, ia intră! Intră, intră! Atât! Băi! Tu știi șah? Nu, nu. Ieși afară, găozarule! Doamne! Doamne, cu ce ți-am greșit, doamne, să am o astfel de zi? Dar la prima oră e greu să fii președinte. No, nu mai am nici energie. Agripino, să vină Boc. Am poftă să fiu lingușit și pupat în c***. Buona sera, sono Ramona Badescu e a partire di questa sera voglio presentare uno show di sport unico, unico, perché presento io e perché no? E voglio cantare qualcosa per voi perché sono molto talentata e sono sì talentata che sono arrivata di Rai 1, Antena 1 e lo glomero perché sono mai stata a Rai 1 e voglio cantare per voi, e per voi, e felicità! La 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 felicità! La 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 felicità! Eurovisione! Occhio! Occhio! Eh sì, e questa sera abbiamo una cosa straordinaria. Abbiamo il giocatore di football Gione Logana e l'autosciero che è stato battuto da De Gione Logana. E voglio domandare che cosa è successo a Colo, eh? Deci, a fost un match greu. Ah sì? Băieții! Da, da, din ei! Eh, no, no, non hai capito, Gionello, non hai capito! Ma no, non înțeleg, no, no, no. Sunt bou sau ce? No, no, voglio întrebare, tușiero, ce s-a întâmplat acolo, eh? Ce s-a întâmplat? Scuză-mă,
arbitram meciul cu domnul Ganea. Așa? Era, era bătușă și am ridicat steculețul pentru asta și nu știu că nu e asta. Scuze-mă! Nu era asta, băi, ciumpalacule, nu era! Doamne, puțin respect, doamne, scuze-mă! Aaa, Jonel, am făcut din respect! Bă, ce zici, bă, că nu te respect? Te respect, bă, tu... Ai regretat, a fost bătaie, tu ce era? Ce bătaie, bă, care... Aia a fost bătaie, bă! Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono l'italiano, Occhio. Scusa, ma... Ui! Hai, bă, la o bere. Dar să nu mai dai mie, scuză-mă, scuză-mă, să nu mai dai mie. Vino încoace. Scuză-mă, scuză-mă, scuză-mă. Iartă-mă, bă. Dar să știi că a fost offside, scuză-mă. Băi, ce se scuză, se acuză, băi! În palatul, pardon, cortul împăratului Iulian al tuturor țiganilor e distracție mare, ca în toate zilele de altfel. Vreau să audă tot regatul, joacă Iulian împăratul. Mare, mare și mai mare, Iuliane, ste mai tare. Sinatru, iată! Madonna! Ce? Uite-te în ochii mei, împărătezul! Sinatru, uite-te și tu! Bă, voi v-ați babardit în patul meu regalul? Hai dacă nu aveam unde! Bă, Sinatru, vorbesc cu tine că ești bărbat, mă! De câte ori ți-am spus și eu și cioaba, nu vă mai babardiți, bă, că sunteți veri, mă! Hai dacă dragostea n-are limită! Vrei și noi să fim ca aia din, cum îi zice filmul ăla, legături bolavicioase? Aoleu, tu doar Giurgiu! Băgă una să treacă supărare! Zi-mă! Supărate, ne iubim, uite așa noi mai trăim. Joacă bine, iubim! Băgă, bă, un mărș, că vine regii cioabă, mă! Să nu se mai babardească, că e veri? Ce v-a spus, bă, Sinatru Adineau, bă? Madonna! Bă, nu vă mai babardit, auzi, bă, cică ei, că vor să fie ca în filmul ăla legături polnăvicioase. Ha, că dracostea n-are barieră. Atunci o să babardesc. Babardiți-vă de vădre. Iulianu! Uimește-mi! Tetrales bactalo praliu tâi? Să trăiești, potentule! Dar văd că n-ai carpetă cu răpirea din sărai. Faci ironie acum! Nu mi l-a furat noaptea trecută, oamenii tăi, mă! Ce-ai, mă, din ca la tine, țărău? Ce-ai? Uită-te ce-a venit la tine! Ia zi! Apa! Apa după acoperișul la turnele de la cortul tău? Așa! Să curge pe streasăna Adaur, pe turnele de la acoperișul de la cortul meu! Nu se sizez problema! Păi da, a venit la tine, să-ți o sesizez eu. Ia, mă! Că apa de la părăția ta stă să ia regatul meu. Ia-l, ia-l, dracu, mă! Bândă-mâc, bândă-mâc, uitați! Auzi, mă, dar luminăția ta așa e sensibilă la apă, mă! Păi dacă am romantism! Băi, dar de-am și am șamar de-am de zile, mă! Care turnulețile de la cortul tău blochează vederea de peisaj că nu poți să văd dimineața răsăritul, mă! Dictă la tine, mă! Ce, mă? Blochează răsăritul, da, mă! Dictă la tine, mă!
Dictă la tine, blochează răsărit. Da! Fii atent aici, ce spun. Câte ceasul acum? Este 11, fără cizme. Eu la 12 fix, așa, ca să vezi răsăritul tu, așa, îți declar război ție, adică regatul meu, ca la părăția ta. Mă, nu uita ce rușine ai pătimit ultima oară. Când, mă? Când, mă? Când m-ai tăiat pe la spate, pe cur? Băi, bagă pe aia de tăietura lui Ceavă. Hai, Ceavă, să ne împăcăm viața de la cap s-o luăm, băi. Că atunci să bucură alții, iar mă, statism, noi te ne certăm ca frații. De la majestatea sa, Ceavă, un inel, zi-te Madonna, zi-te Madonna, ia! Prințesa Madonna! Ia! Moare lumea, moare, moare, că Madonna este tare. Ia stai, ia stai! Tăticule! Ia stai, mă, așa, în primul rând, cum îi spui, mă, lui regele, Ceabă? Să rămână rege. Vezi, mă, educație, mă, educație. Aleasă. Zi-mă acum. Am lovit Mercedes-ul lui Măta. Nu se spune lui Măta, mă, Mercedes-ul lui Măta, mă, că așa e frumos. Zi acum. L-am lovit de mama mare, că ți-a pus în drum ca proasta. A lovit-o pe mama mare, mă! Băi, bagă pe aia de accident. A lovit-o pe mama mare, mă! Zi așa, mama mare lovită, mă! Haide după mama mare, mă! Uite-ți, Bărădescule, uite cum așteaptă oamenii ca pe Mesia. Și zic că Mesia, Dumnezeu pe pământ. Eu sunt și mamă și tată în fiecare viață. Pac, pac, eu roi, pac, pac, eu, dă-te mă rog. Nu se poate, măi, ce-i cu tine? Ce faci, ești becher? Da, sunt becher, și ce vrei? Păi ce vrei să uite în fața noastră? Păi ce vrei, stau la coada? Stau da. Așa vorbești cu vulturul becarii care fiecare dimineață, tu primul fiecare dimineață, eu roi, pac, pac. Care vultur, care becare, mă? Ce are asta, mă? Ce are asta, mă? Eu sunt, mă, becare, nu mă recunoști? Ia uite, mă, ăsta-i becare, mă! Ia spune și voi, mă! Ăsta-i, mă! Băi, ia liniște! Băi, ține până la cap, băi, ăștia încârcen astea! Păi nu recunoașteți pe domnul Becali, pe Messi al vostru? Messi, Messi, și tu ești toți dreață și Messi, păi eu sunt Messi. Messi, jucător la Barcelona, ești Mesia. Dă-te la o parte, Zerefo. Nu se fac, băi, băi, pe el! Ce, mă? Pe băi, stați cu băi, 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 băi! Nu se fac! Nu se fac! Nu se fac! Nu se fac! Ce se fac asta aici? Ce se fac asta? Să se aude liniște, da? N-am văzut de neagini iuharul ăsta? Nu mă văd de niciun euț! Cum nu mă recunoști? Eu sunt Becali, Nea Gigi, stăpânul tău. Mi-a lăsat mustață. Nea Gigi? Ha! Rădeți! Nu mă rădeți! Nu mă rădeți! Nea Gigi, ce-a fi lăsat aici o mustață de penibilă? Ce să te șopă el? Ioară, stai! Ioară! Ioară! Iată-ne pe scena unei prezentări de lenjerie intimă masculină. Ghiciți a cui este colecția? Da, este chiar Versacele chiloților autohtoni. Cătălin Botezatu. Stimați reprezentanții ai presei, vă mulțumesc că sunteți alături de mine în aceste momente foarte grele pentru mine, pentru cariera mea. Au apărut în presă o serie de atacuri mârșave la adresa mea. Sunt acuzat că aș fi homosexual. Știu, știu, știu. Niște aberații mai mari nu s-au pomenit. Eu iubesc femeile. Ador femeile. Vreau să vă spun că n-aș putea să vă fac o listă cu toate femeile cu care am fost la viața mea. Oh. Au apărut o serie de fotografii absolut denigratoare în care eram prezentat făcând sex cu un băiat, un tânăr, nu știu, în parcul operei, îmi vine să-și râd. Să vă spun, de fapt, ce s-a întâmplat. Eram în vizită la un prieten, la o prietenă, undeva în zona Titan. La un moment dat, țârțâr, 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 am primit un telefon de la un alt prieten, o altă prietenă care locuiește cu tot în zona Titan. I-am promis că o să o vizitez. Am ieșit din bloc și am luat-o pe scurtătură, bineînțeles, prin parcul
operei. La un moment dat, în timp ce mă plimbam pe alei, în timp ce mergeam grăbit cu scop precis pe aleile parcului operei, am văzut într-o tufă un tânăr ce părea rănit după cum stătea, era așezat, era lungit, îmi făcea niște semne. Bineînțeles că m-am dus spre el și l-am întrebat ce are, ce s-a întâmplat. După semnele pe care le făcea, am bănuit că este rănit jos, jos, în zona de jos. M-am speriat fiind nevricos și în clipa imediat următoare i-am dat pantalonii jos ca să văd, să văd ce fel de rană e acolo. Nu am văzut absolut nimic. Atunci m-am apropiat, zic, poate nu văd eu bine. M-am apropiat, nimic, m-am depărtat, iar m-am apropiat, iar m-am depărtat, iar m-am apropiat, iar m-am depărtat, iar m-am apropiat, iar m-am depărtat, iar nimic. Nimic, absolut nimic. Zic, ce rană o fi? În clipa aia m-am gândit, este că poate se simte prost, că e dezbrăcat doar el și, bineînțeles, mi-am dat și eu pantalonii jos. Din spirit civic. Da. În momentul acela, tânărul a dat ochii peste cap, dintr-o dată, zic, Doamne, i s-a făcut rău, ce s-a întâmplat? Și, bineînțeles, când m-am ridicat și am făcut respirație gură la gură. Din spirit civic. Moment în care au fost făcute acele fotografii absolut denigratoare, absolut. Vă mulțumesc. Mai bine așa, nu? Ce bine, băi, e perfect. Ce zic eu perfect, mai bun ca perfectul. Plin acuz prea mult sânge, ia uite. George Becali, donator universal, grupa 01, mai tine. Pentru că mustața pe care și-a lăsat-o nu prea i-a purtat noroc, George Becali a hotărât să ia măsuri drastice. Mai bine așa, nu? Ce bine, băi, e perfect. Ce zic eu perfect, mai bun ca perfectul. You are good. Lăsați. No, you are very good. Lăsați, domnul Becali. Am zis că ești bună, ce vrei să-ți traduc? Plin acuz prea mult sânge, ia uite. George Becali, donatorul universal, grupa 01, mai zile. Donez bani, donez sânge, mai zile. Slănădescule, da. Cât fac 400 de euro metru pătrat ori 10.000 de metri, adică un hectar? Depinde, cu TVA, fără TVA? Fără TVA. 4 milioane, vreți. 4 milioane, te-am verificat. Bă, TVA mai adă, mai eliminat, am niște arsuri așa. Băi, și cu TVA cât face? 4.760.000, vreți. Mai ești calculatura. Atunci fără TVA. Mai am patastru, mai am din tabulare, mai înțeles. Unde-i zdreața aia de mână, nu trebuia să-l chem? Îl am chemat șeful. Păi și unde e haharerea? S-o fi luat bre și el, dar antrenamente de-astea, că am auzit că joacă fotbal mai nou, cu lovit. Zi bre ce e! Zi bre ce e? De? Păi așa mi te adresezi tu? De azi înainte o să spui, da stăpâne! Da stăpâne, cel bun George Becali, mai înțeles? Dacă vă mai aud cu zi bre, vă veți antrena noapte și zi! Zi și noapte! Să-l arătăm zdrețelor de la CFR Cluj, de la Bosgorea, cine e George Becali! Să arătăm în Liga Campionilor cine e viitorul președinte al României, mai înțeles? Das Finnen eines Stegen, Hallen, Herr Hitler, eine kleine Polizei, 1, 2, 3, Polizei, deine Bayern München, weggemauert, liebe Sunde. Uite zdreanța cum râde, faci cacalării. Nu vreau o poftă și o vederie cum a ta. Ai avut vederie cu mine? Ai avut vederie cu mine, nu? Da. Ai avut vederie cu mine, nu? Băi, Zbărădescule, Bănel deja are privirea de diavol aia care o știm noi, mai înțeles? Trebuie canonizat! Trebuie călcat în picioare, puneți dracii din el, mai înțeles? Călcat în picioare! Arde-l cu zdreanță! Urmează Eminem și Amy Han Kwai Hao Hans. Am din afariune și nu-ți zici că nu e asta, scuză-mă! Nu era! Scuză-mă! Ce-i Adriana? O fi fost și olimpică? Da!
Principalul suspect este concubinul acesteia, Cristian Troacă, polițist în capitală. Vom reveni cu amănunte. Nu în capitală, drag, în comună și nu vom reveni cu amănunte. Mai ziuată! Hilda knows. Nu mai știu. Hai tu că a fost bine. Nu pot să ies de aici.